canalul meu YouTube. Astăzi o să vă prepar crap cu varză. Avem un crap. O să facem medalioane. Deci va fi medalioane de crap cu varză. Avem nevoie de o varză, 3-4 roșii, 2 gogoșari capea, 2 ardei grași, 3-4 cepe, un morcov, sos de roșii, condimente, usturoi, pătrunjel și bineînțeles vedeta acestui preparat este crapul, este un crap de prut. Și pentru început, haideți să tăiem medalioane. O să începem să-l tăiem acum. Eu l-am curățat mai dinainte, l-am pregătit. Am și tocat legumele. Pentru că, na, știți, fiecare cum se toacă legumele. O să facem medalioane din el, așa cam cum credeți dumneavoastră. Da? Bineînțeles, a venit și prietenul meu, Tomiță, el este nelipsit. Normal, este vedeta el. Răsfățatul casei. Bineînțeles, acum își așteaptă, așteaptă porția. Cum să ne dăm? Uitați cum să ne dăm mâncarea. Hai, Tomiță. Hai, Tomiță. Meloanele tăiesc dumneavoastră cam cum credeți că de groase v-ar plăcea. Ca să puteți prăji, că bine prăjit. O să vă arăt toți pașii. Este un preparat foarte bun și gustos. Normal, peștele se poate prepara mai multe procedee. Ce-i, Tomiță? Ce faci? Mai vrei? Hai să-ți mai dăm. Cam plângul ochișorii că am tocat ceapa, dar bineînțeles stă lângă mine în timp ce tot ceapa. Apoi plângul ochii, mai fuge, mai vine înapoi, vine în bine. Dar ce se face dacă și el e ajutor din bucătar? Hai, fură! Un pic de bătăi de cap, cuțitul cum taie, dar o să spunam la crap. Nu și mai mare destul de tare. Care nu ați făcut preparatul ăsta, puteți să-l încercați, chiar vă rog. Mă puteți întreba pe canalul meu YouTube. Puteți să-mi puneți orice fel de întrebare legat de rețetele care le prepar, ce vreți să mai aflați. Vă stau la dispoziție, vă explic. Mai scoatem o bucată de una, după care coada eu o voi lăsa cu cap, ori pun și fac o răcitură, ori mai pun ceva pește și fac o ciorbică. Tomiță, e bun? Ha? Nu, băiatul.
Așa. Mai scoatem încă. Ce pare el ăsta? Crezi că merge la ciorbă sau la zicituri? Da, așa. Acum eu fim tăiatul unde ele. Să dăm un praf de sare și lăsăm un pic să se odihnească cu sare, ca să și un pic de gust, după care vom trece și cu un prăjit. Cam atât sare. Maxim bine ca să nu sare. Nu pot. Tomi, tu bineînțeles mă asiste. Așa, Tomi? Hai, spune. O să ne apucăm să punem prima dată vaza la călit. Punem și peștele, să încingem bine tigaia. Pentru început, călim un pic ceapa. Doar călim un pic, deci nu o prăjim, nu o ardem. Să devină un pic aurie. Punem un pic de praf de sare. Punem uleiul la 500 pentru pește, dăm focul la mic și de poate și de alta, facem aproape mic, ne grăbim. Da? O să dau doar un pic la condiment acolo. Thank you.
Ați făcut oaia cu smântână care v-am arătat-o ieri? Ați încercat? Ce să vă spun? Dacă vă place ceea ce vedeți pe canalul meu, vă rog frumos, dați o distribuire, like, abonați-vă cu mare drag la canalul meu și vă mulțumesc pentru asta. Dați comentarii, puneți întrebări, eu vă răspund, vă explic și vă spun cu mare drag ceea ce fac. Facem din pasiune. Cu drag, dacă nu pui suflet, nu faci mâncare, nu iese bună. Așa trebuie să pui suflet. Mai călim un pic ce apa. O să... Când se călește un pic ceapa, eu o să pregătesc un pic făina pentru pește, ca să-l pot preveni. O să-l pot tigaia așa, ca să nu am probleme. Mai mestecăm un pic în ceapa. Mai călim un pic ceapa. Mai lăsăm un pic la călit, o facem la foc mic și nu vreau să grăbim ca să o ardem. Și revenim mai acuși cu continuarea preparatului. Da, am revenit. Dăm peștele prin făină. De data asta vom face cu făină albă. E greu. După care continuăm cu legumele. Ceapa am călit-o ușor, am făcut așa, aurie frumos. Și din drumul la
avem gras și cafea. Nu punem apă, că deoarece legumele vor lăsa sucul lor. Călim un pic ardei. Peștele se prăjește frumos aici. Mai călim un pic. Suntem ca niște apă mai mare, să mai dau și mai mult din ăla. Mie tot timpul la cam toate preparatele care mi le fac folosesc legume sau mai din ambuzen. Sunt mai sănătoase. Și dacă s-ar putea făcute cât mai spre crud, să se mai bine. Prioritățile lor și au mai bun gust. Mai sănătoasă. Da, dăm drumul acum și la roșii. După care, sofretat, o să începem să compunem varză. Morcovii o să-i dăm mai încolo. Este un pic de varză, din casă, îmi lasă zaune, după care o să pun morcovii, ca să am și suc în ce îmi pierde. Peștele se face frumos aici, străjește. Punem un pic de varză, să-mi las un pic de zahăr și vă dau drumul și la mare. Morcovul fiind mai rădăcinos, fierb un pic mai greu, dar nici varza asta nu mai este mereu odată și trebuie și ei ceva timp să fiarbă. Capul prăjim pe o parte și pe alta, până devine auriu.
începerea asta de bunuri și rama. Să fac bună și la morcov. Mai punem varză, după care punem capac ca să nu lasă zama. Să fiarbă în liniște. Nu o grăbim, nu o dăm foc mare. Avem tot timpul din lume. Punem capacul, lăsăm să fiară, îmi lasă zamă, da, capul mai las un pic, să-l mai întorc un pic pe, și pe partea înaltă să-l mai fac, după care o să-l prăjesc și pe celălaltul, o să revin mai încolo cu celelalte, deci noi să vedem cum continuăm varza, terminăm peștele de prăjit, continuăm. Revin cu dulce! Da, între timp ce eu am terminat de prăjit peștele, am incorporat și restul de varză, am pus la fier. Lăsăm așa să fiarbă la foc mic, o grăbim. Să fac mai bine legumele. Acum o să punem și usturoiul pentru gust. Să spargem cu chestia asta. Mai luăm din urmă așa. Am mai adăugat adineori un lingură cam de boia de ardei dulce. Câteva boabe de piper, puneți o frunză, două de dafi. O obligatorie, cui vă place, cui nu, nu puneți. Acum dăm drumul și la restul de condiment. Aici avem cimbru, rozmarin, un pic de busuioc, coriandru, amestecăm un pic. Sare am pus după gust. De cum mă place fiecare să mâncați de sărat. Îmi prea obișnuiesc. Zahăr nu folosesc. Iau cafeluța dulce. Așa cum vine ea. Adică fără zahăr, că la mine viața e dulce. Și nu folosim. Acum o să dăm drumul și la sucul de roșii.
coborăm bine toate. Au lăsat zeama lor, nu punem apă. Frumos miroase. Wow. E păcat să nu faceți acum vara că avem legumele noastre preferate proaspete, să nu facem să mâncăm ceva bun. Da. Am încorporat foc mic. Punem capacul din nou, lăsăm să fiarbă la foc mic, să se facă toate legumele. Revenim mai curs cu produsul, cu preparatul meu final. Între timp eu o să fac o joacă cu Tomiță, caută joacă, și revin când este gata. Asta este preparatul meu, medalion de crab cu varză. Am făcut și mai măreguță ca să meargă așa frumos. Voi servi un păhăruț de mălincuță, bineînțeles tot de la cumnatul meu, de la Râmbu Căsărat, de la Ploiești. Mitică, mitel cum îi spunem noi, să trăiască. Și ce să vă zic, mă invit și pe dumneavoastră la masă să gustați din preparatul meu. O să vă rog dacă aveți bună plăcere, dacă vă place ceea ce fac eu, intrați pe canalul meu YouTube, Lazăriuc Laurențiu Gabriel Oficial, abonați-vă la canal, subscribe, like, comentarii la ceea ce fac, întrebați-mă cum fac, cum prepar, ce pun, ce nu pun. Ce întrebări îmi puneți dumneavoastră, să vă răspund fiecăruia în parte. Vă doresc poftă mare și vă aștept cu mare drag pe canalul meu. O seară bună!